să vedem dacă reușim să scăpăm de ploaie. A început, s-a oprit. Să vedem cum ajung până acasă. Ciuciulete? Sau mă să strag? Am aici o geacă normală de ploaie și pantalonii aia, da. Astăzi tot așa a fost, ba a plouat, ba s-a prit, ba a plouat. Peste zi se și usca imediat, nici dacă n-ai observat că a plouat, nici n-ai știut că a plouat. Așa că pe chestia asta am mizat și acum și am ieșit așa, chiar dacă sunt niște strop mai mari. Reușesc să ajung acasă fără să mă fac de comandă. Un pic, dacă termina mai repede la muncă, m-am lungit, ca așa e, că nu apar neprevăzute, mai trebuie una, mai trebuie alta, nu s-a potrivit. Du-te, încearcă, improvizează. Să zic, cam mai toate domeniile probabil. Măcar e răcoare acum. N-am ridicat parbriză iar. Fai, ieri a fost o furtună. A dat peste cap bicicleta, trambulina, praf a făcut. Motocicleta a rezistat, cumva, a stat pe cricul central. M-am mutat pe camerele de la casă, că noi nu eram acasă. A fost un vânt, serios. Dar a rezistat, chiar dacă cumva prelata o umflă. Ca și bicicleta, deci am văzut, dacă bicicleta probabil, dacă nu avea prelata pe ea, cred că ar fi rezistat, ar fi stat în picioare. Că cumva le țin așa sub perete, sub casă, destul de ferit. Da, le-a umflat vântul și le-a dat jos, iar trambulina a ridicat-o pe sus. Zici că a fost o umbrelă așa. Chiar dacă e de plasă, are plasa aia și pe dedesubt și laterale, dar a fost foarte tare vântul. S-au îndoit barele alea la trambulină. A fost puternică lovitura, impactul. Iar acum la ce văd eu în față, cred că mă îndrept chiar spre Maria. Avem drag sub ceva dacă mă duc acum chiar spre ploaie. Prea-mi convine. Mă, nu-i bai, că ajung acasă și pun totul la usca, dar puteam evita. Că așa nu mai ajung să merg cu motocicleta deloc. Am avut ocazia să mă întorc înapoi la serviciu, că peste zi merg cu copilul la grădii și n-am cum. Și am zis, iau motocicleta, nu? Ca să profit de ocazie. Și uite ce îmi face vremea. Ține cu soția. Chiar așa, deocamdată, chiar dacă pare, când se vede stropii pe asfalt, pare că plouă tare, dar nu știu de ce nu resimt. Și parbrizul, cred că, așa, la... din față mă protejează, mers. Cu camera, sper că nu o bușesc.
care microfonul ne-a expusă. Aici plouă, serios. Dacă mă trag, cred că la ambient un pic, dacă... Hai să experimentez și pe asta, nu? Când eram cu mașina și veneam cu un motociclist, cu un scuterist, cu globul, cu nu știu ce, ziceam, frate, cum merg așa prin ploaie? No, frate, cum merg eu acum prin ploaie? Atâta că, în afară de ambient, până acasă nu cred că mai am unde mă adăposti. Nu că ar fi ceva la ambient aici, nici nu știu, dar fără care e o parcare așa. Mă duc mai departe. Acum așa fug. Petrom acolo, la benzinărie, m-aș mai putea băga dacă văd că e groasă treaba. Acolo este o zonă, mă bag un pic acolo, unde stă în pompă. Am prins-o și pe asta. S-a oprit de tot, cum spuneam. Cât am stat? 5 minute, cred că. Dar Oana îmi zice că acasă încă plouă. Mi-am zis totuși că... Eu pornesc și mă mai trag undeva, nu știu, sub pod, pe la Ford, pe la... undeva pe pământ, dacă văd că e de acolo încă plouă tare.
Ca mi să nu vină alta mai serioasă să se învârtă norii ăștia pe aici. Că deja se ud și meșul ăsta cum am ține rece. Că n-am nimic tricou pe dedesubt. Și să nu răcească băiețelul. Asta o scol la montaj. Ce ape pe aici. Opa, am bucat de mașină. Cred că s-au cupat vreo doi. Nu, cred că ei așteaptă. Așteaptă la aeroport cu cineva. Să vezi, mai am aici părând petrolul. Cred că se duce, deși acolo, într-adevăr, în sat, cred că totuși încă plouă. Da, mă aventurez, vedeam ce-ar fi. Mă pite sub pod dacă trebuie. Și eu ăștia acum. Nu pot să mă bag chiar așa, că n-am experiență pe ploaie. Trec pe banda cealaltă și am viteză. Știu că autobuzul trebuie să facă aici stânga oricum și se va încadra. De asta merge încet. Nu, oprit în față. Nu mă bag acum. Postat, nu știu ce spune. Asta e bun, că abia i-am dat timp ploii să se ducă. No, vezi că nu sunt singurul nebun cu motorul prin ploaie, în drum. S-au lipit pantaloni din mine și îmi trage pielea, adică. No, cred că am făcut-o de comandă, cât era de curată și frumoasă. Nu mai zic de pantalonii mei, nici papuci. Acum am ocazia să bag totul la spălat și geacă și tot. Dacă mai stăteam la lucru, să mai fi zăbovit cu ceva, cred că numai bine treceam, trecea ploaia, știi? Veneam pe udă, odată pornit, am pornit. Am zis că poate n-a fi chiar în direcția asta. Geneon. Deci nu e rău, în afară de faptul că acum mi-e frig, că na, în sud, la piele, nu mai e 30-40 de grade. Nu mi se pare science fiction să mergi cu motocicleta pe ud, pe ploaie, atât timp cât mergi cu atenție, preventiv, legal, sub limita, de fapt, ca să pe ud și alea. Altfel, cu bicicleta, de câte ori am mers, ai nu stăt mără. Zăpadă, ploaie, gheață, etc. De atunci n-aveam telefon, ceas, cameră.
oferă chestii la care să îi duc grijă. Eram eu, hainele și bicla. Iar eu rezistam că eram tânăr, hainele pe o sârmă la uscat, bicla nimic de comentat.